Bună, Berna! Bună! Ce faci? Bine, tu ce faci? Bine, și eu eram cu băieții astea. Da. Cum de mai ales pe mine? Sincer, ești un băiat foarte inteligent și chiar mi-a trage așa atenția. Oh, mersi. Foarte drăguț din partea ta. Da. Să spui aceste lucruri. Noi credeam că o să-l alegi pe Jador, că se tot sărea da. Acolo, că i-am luat Sincer. Numărul, că să vezi că mă cheamă pe mine acum. Și am văzut pe ecran că m-ai chemat pe mine. Da. Ce-a zis? Știi numărul de telefon din cap? Nu. Nu știu. Vreau să mi-l dai și mie. Să-i zic că mi l-ai dat. Sau nu vrei să mi-l dai? Ba da, ți-l dau cum să nu. Ok. Nu, că o să vreau ce pact ați făcut voi și nu mai dai numărul nimănui, numai lui. Da. Da, da, da. Nu cred. Și eu zic că dacă mai dă numărul și la altcineva, el dă de băut de seară. Dă de băut el? Asta zic că mi l-ai dat. Așa. Și dacă întreabă, zici. Un număr. Păi nu, că el are deja și verifică. Da, da, verificăm. Chiar așa, ce uită. Așa. Știi ce înseamnă clip și de la asta, timpul cât avem vestul aici? Da, 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 da. Mai întoarce invest. O mai întorc. Că ești foarte sigur că nu vrei, că... De asta te-am întrebat. A, nu, zic că eu vreau, dar nu... Nu știu dacă ai găsit fata potrivită, care să-ți placă prea mult. Înțeleg. Tu vrei să faci o relație aici? Sincer, da. Ai venit numai pentru asta sau te-ai gândit că e posibil lucrul ăsta? Să-mi fac o relație? Da. Da, e posibil. Sincer, da. Și așa te și apropii mult de persoana pe care chiar place. Deci chiar e super. Și chiar mi-aș dori să-mi găsesc iubirea adevărată. Ar fi tare. Aici, în emisiune. Nu? Da. Finish. Trebuie să chem pe aceea. A, eu trebuie. Mi-a părut foarte bine. Bine, mi-a părut că m-ai chemat. Bine. Ne mai vedem pe Opa. Aici, emisiune, scuze. Bine. Mi se pare așa dubios. Că e antrenor fitness, a zis că are și ceva haine. E? Ce ți se pare dubios? Nu știu. L-a întrebat Bianca de cuplu azi, de ce nu? Adică... Păi dați de seama că și de emoții, nu știi ce să răspunzi. A, da, clar. Fetele. Da, camera... Stau și urmăresc? La pândă. Uh-huh. Dar pe cine cheamă Bernarda? Nu știm. Pe filmare. Îți trebuie să dai de băut de seară. Fundă tempo, pe umeri. Nu a stat pe când a zis, cum să? Cum să nu? Că? Și a are fundă tempo pe umeri. Nu, cum să nu două minute? El că nu. Ha, râdea doar cum să nu, două minute. Ma. Da, frate, nu. Eu când... Aoleu! Hai mă, gata că te ia acum. Îl luam pe numărul. Jador. L-am luat că nu l-am avut pe ce. Păi un pe ce să le pe... Și l-am întrebat dacă îl știe din cap să-mi scriu pe ceva, dar că nu și-l știe, doar de pe telefon. Păi bune. Dar au zis cum să nu. Ia. Știi, am întrebat și vrei să ne și mie numărul. Cum să nu? Știi, și o zâmbit. Stai acolo, mă. Bă, iată, mă, am pierdut pariu, mă. Normal, mă, că l-ai pierdut, mă, ce? Am pierdut pariu. Seara, trebuie să mă. Ai pus și cu el pariu, da, bravo. Ce pariu? Cu mine. Eu trebuie să dau de mult acolo, toată, rău. Gata. Trebuie să dai și ciocolate, da, băi. Ciocolate, băi, dar voi mă puneți la cheltuială, mă, că... Cu bani în Germania, ce n-ai, bă? Noi săraci aici. Și ce vorbiteam cu lecuia? Că ai dea bani... Păi mai mult de asta, mă întreba că ce-mi place, să fac... Chestia asta, știi, când se cunosc doi oameni. V-ați pupat? Pe obraz. Atât? Vreau să-l chem pe Bobicioiu. Pe Bobicioiu? Nu cred! Păi am zis și Bobicioiu. Fata ta știi care e faza? Ce-a văzut? Îți place și de Rafa. Cel mai mult. Nu. Și nu l-a chemat. Îți place și de Bobi. Fata a zis de Bobi, Rafa, Iancu. I-a zis. De ce? Parcă n-a zis de el. N-a zis Bobi, de Bobică nimic. Nu a zis de Bobică nimic. N-a zis. De Bobică n-a zis nimic. Ba da, a zis că-l simpatizează. Ha, au, hai să vedem, să vedem, să-l vedem pe Bobică, cum face. Eu nu merg că se interpretează. Ei nu vă aude. Ce-a fost asta pe da. Sunt tot aici cu tine.
Am lăsat cu vreau să vorbesc cu ea. Stai aici cu fata, că vreau să stau cu tine, Bobi. Hai de aici. Nu-i vezi, vezi să vă ia altă de noi, vorbește cu ea. Băi, am ieșit afară. De ce? Dar în cine a venit la Iancu? Sunt toate fetele ca să se împace, să-l împace, că au văzut că e supărat. Nu știu ce zici, Simona, că oricum toate te vrem. O să te pup și eu. Bună. Cu toate că nu mai vreau să vin. De ce? Păi acum ai chemat al doilea. E, al doilea. Dar nu, că... De ce? Contează că te-am chemat. Da? Nu? Nu știu, oare? Gen că... contează. Păi, la modul că trebuia să chem doi băieți și ai stai. Bine, prima oară chem pe cine e mai important, zic eu, nu știu, nu? Ei, nu chiar cine așa. Cine te atrage mai mult, cine îți place mai mult. Da. Deci, de ce m-ai chemat? Pe tu m-ai chemat, tu trebuie să mă întrebi. Nu e adevărat. Ba da, pe bune. Eu te întreb pe tine. Da. Cu ce te ocupi? Sunt contabil. Da, contabil, super. Da, la un parc auto. Da? Super. Da. Tu cu ce te ocupi? Sunt fotomodel, să zic, mai pe scurt. Da? N-aș fi zis. Nu? Glumesc, eram ironic. Așa. Ești mult mai frumoasă în realitate decât în poze. Da? Da. Mulțumesc. Și ochii tăi sunt foarte frumoși. Mulțumesc. N-ai pentru ce? Ce drăguț ești. Dar mi-a place al băiat în afară de mine și de Iancu? Vreau să fii sinceră cu mine. Simpatizez așa, vreau să îi cunosc pe toți băieții. Lasă-mă cu vorba asta cu simpatizez. Deci vreau să îi cunosc, mai lasă vrăjeala, să văd și cine face la... primul pas spre mine. Ai și... vorbit cu Jador pe coridor? Pe hol? Pe hol? Da. E dat numărul de telefon? Da. Păi tu dai numărul de telefon așa chiar la oricine? Nu, chiar la oricine. Păi nici nu-l cunoști și e dat numărul de telefon? De ce? Nu știu. Când mai devreme în casă ai zis că nu-ți place Jador. Nu că nu-mi place, n-am zis că nu-mi place. Nu-l cunosc, am zis. Am zis că e drăguț la față, dar nu-l cunosc. Da, și vrei să-l cunosc, vorbim cu el la telefon. E, nu neapărat la telefon vorbim cu el. Dar nu, nu am zis că nu-mi place, că nu-l cunoșteam. Da. Uite, așa, uite. Vreau să-ți scrii și mie numărul de telefon. Aoleu! Stai așa, mamă, ce scris am. Așa, vreau să scriu aici, Berna. Mulțumesc. Cu plăcere. Ce e aici? 0741? Da, da, să-ți corectez. Păi, lasă fac. Așa. Mă, sincer, uite, eu chiar mă bucur că m-ai chemat la Camera Roșie. Da. Dar am fost puțin dezamăgit că l-ai chemat prima oară pe Iancu, dar nu sunt supărat pe el, pentru că el este un prieten foarte bun cu mine, mă înțeles super bine cu el, e un caracter bun și dacă vreodată l-ai alege să fii cu el împreună, chiar m-ai deranja pentru că ai face o alegere bună. Adică nu aș fi dezamăgit, nici pe tine, nici pe el. Chiar merită lucrul ăsta, e un super băiat. Dar m-aș bucura și mai mult să-ți dai seama dacă da, noi doi normal. Ne-am cunoaște mult mai bine. Că acum... De asta e înghemat, să ne cunoaște mai bine. Da, bine, nu ne cunoaștem noi prin Camera Roșie mai bine, să ne cunoaștem pe parcursul emisiunii, da. Gen, știi? Acum contează să nu fim eliminați, că dacă din video asta este lumea în această emisiune... Da, ai dreptate, chiar dar, uite, așa. Eu spun ceva. Eu sunt genul de om care mă aprind foarte repede și dacă îmi place foarte mult o persoană, eu chiar mă duc la ea și fac pași și la un moment chiar o sărut din prima, adică nu stau la discuții, nu stau o săptămână, două, trei să-mi dau seama că nu fac o persoană. Da. Bă, bune, eu chiar cred la dragoste la prima vedere. Bine, și eu cred în dragoste, nu, deci bine, sincer, chiar e adevărat. Este, dar nu e dragoste, e atracția fizică maximă, da, așa la prima vedere, știi? Da, așa e. Îmi place că zâmbești. Mulțumesc. Ăsta e un atu la tine. Da? Da, serios. Câți ani ai tu? 21. Mulțumesc. Tu stai cu părinții sau singură? Cu părinții. Da. Eu am 28, fac 29 mulțumesc. Decembrie. Mulțumesc la fel. Deranjează vârsta? Nu. Bine, mulțumesc că m-ai chemat și ne vedem mai încolo, da? Hai. Mulțumesc. Eu nu știu dacă băiatul care îmi place mie, eu aș fi chemată la Camera Roșie și băiatul de care îmi place mie ar intra peste mine în Camera Roșie. A, gata, mă place în capul meu. Și în capul lui Bob. Ce poți zic că Simona mă place că a intrat peste mine în capul. Da, știi că îl plac, i-am zis că e un băiat frumos. Ia uite, mai zic, lasă-mă. Ce-mi place că te-ai enervat? Doamne ferește, tu nu atași să zici, e un bărbat frumos. Jador e frumos? Nu. Da, frumos. E frumos. Și Rafael e frumos? Nu.
Ce e Marius ăsta, e frumos. Da. Ca în scurt, Bobi, atâta te-o ținut? 10. Peste 10 ani. Nu. Mamă! Era casa ta. Mamă! Bă, te-a distrus, bă, te-a distrus. Bă, bravo, Dumnezeu! Bravo! J-ador, bă! Bravo! Bă, 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 dacă număr fals. Mamă, tu îți dai seama, mamă, dar tu îți dai seama să-și facă așa relație, că de soată o auzi în fiecare seară că vorbesc pe FaceTime? Da. Mamă, ce urât! Bine, dacă stăm în cameră cu Bianca, nu-și mai face relație cu el. Ia! Ce treabă el sau ea? Ia! Ia! Mă, tu crezi că eu stau să-i zic ei prostii? Doamne, da, nu, cred că ar trebui să țină cont. Bine, iar Ana, ar trebui să țină cont de oricine ar zice. Da, îți place mă și ești moartă după el ceva, stai că stai cu una în cameră și nu mai zici. Tu, drăguța, ar trebui să porți respect pentru tot ce a fost între noi. Chiar vrei să-i dai pedeapsa lui Alex? Te-a rămas date-ul ăla cu Simona, n-a mai mers. Auzi, mă, că nu vreau să merg la niciun date, ce tot insisti pe date-ul ăla? Să-mi dau o palmă? Dă-ți două. Ce ai? Nu mai, că deja cel mai abțin, mă abțin, dar văd că totul... Dar ce vorbești așa cu ea? Ce te-a deranjat, Alex? Nu, nu mai vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Ador Simina, nu. Păi nu ai ce mă deranjează. Păi taci, că-ți merge gura într-una. Mai, stop. Dacă vrei, te descalific doar pe tine, Alex. Pe Simina, nu. Vrei așa? Păi, da. Hai! Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17!